Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Protevei Chișinău împlinește astăzi 25 de ani, timp în care am scris istorie. În toți acești ani am crescut împreună, am învățat și am luptat pentru adevăr. Aproape 2 luni de la omorul din sectorul Rășcani, poliția anunță că asasinul a fugit din țară cu un microbus de pe ruta Chișinău-Iași, iar acum este dat în căutare internațională. Doi complici au fost reținuți. În următoarele 2 zile, traficul rutier pe mai multe străzi din Chișinău va fi sistat temporar în contextul vizitei premierului Poloniei în Moldova. ProTV Chișinău împlinește astăzi 25 de ani, timp în care am scris împreună istorie. În toți acești ani, tu, telespectatorul ProTV, ai fost alături de noi. Te-am văzut diferit, dar mereu liber, onest, curajos, puternic și mărinimos. Iar aceste valori le-am învățat de la tine. Am mers înainte când a fost mai greu, nu am lăsat mâinile în jos, exact cum ne-ai arătat tu. Am luptat împreună pentru un viitor mai bun aici, acasă. Continuăm să o facem și nu intenționăm să ne oprim, pentru că împreună suntem ProTV. An de an ne inspiri să facem lucruri bune. Trebuie să faci ceva, să depui efort ca să schimbi lucrurile în viața ta. Datorită puterii și perseverenței tale, am ajuns unde suntem. Te-am văzut în momentele de bucurie. For the first time ever at the Olympic Games. Dar și disperare. Să deschid casa, nu mai ești. N-avem pâine, n-avem nici să ne gata. E gata, casa asta nu facem nici din rând să dăm. ProTV ești tu, mereu diferit, dar mereu același, un adevărat luptător pentru dreptate. Noi aici în Tiraspol, cu școala noastră, nu numai că am învățat istorie, noi am făcut istorie. Ai arătat că dăruirea de sine oferă cea mai valoroasă recompensă, recunoașterea și iubirea. Valorile care îl fac pe om, om, asta trebuie să stea în centru unui plan strategic al unei instituții educaționale. Am văzut cum ai dat dovadă de curaj, fiind gata de sacrificii în perioada pandemică de COVID-19. Băieți, suntem gata? Putem să mergem? Ne stăruim maxim în 2 minute noi să fim îmbrăcați. Ne-ai învățat să fim rezistenți și dedicați. Colegii mei conștientizează toată importanța acestui moment. Ce avem de făcut? Asta e. Ne facem datoria. Ești un exemplu cum trebuie să ne iubim pământul. Nu sunt persoana care se dau până jos. Avem multe culturi și chiar dacă una nu dă roade, alta o acoperă. De-a lungul celor 25 de ani am urmărit istorii de succes pentru că tu, telespectatorul nostru, ai avut curaj să visezi, iar prin îndrăzneala ta ai motivat alți oameni. Să nu le fie frică să facă greșeli. Să aibă pasiune. Pasiunea să fie destul de mare cât să completeze restul. Dacă îți dorești ceva și îți pui ca scop, atingi. Ai demonstrat că dorința de a cunoaște nu are limite de vârstă. Trebuie de ridicat nivelul de cunoștință. Telespectatorul ProTV este un iubitor al adevărului. Tu ai demonstrat că poți, că noi putem. Nu vreau eu să mă angajez. Îi spune, of, săracă, cum ai să lucrez, cum ai să descurci. Așa că am papa domnul. Lucrez. Ne-ai chemat când ți-a fost greu. Stau pe uși străini și stau în acoperiș. Când e glot, nu poți ieși din ogradă. Ziua nu poți trece, seara nu poți trece, e glot până la genunchi. Și atunci când ai demonstrat că îți pasă. Plantăm pădurile pentru ca să îmbunătățăm calitatea aerului. Tu știi cum să promovezi obiceiurile și tradițiile. Eu toată viața mea am dedicat-o lemnului, eu lucrez permanent. Și oriunde ne-am dus, am fost primiți cu inima deschisă. Bine ați venit la noi! Telespectatorul ProTV ești tu, pentru că anume în tine găsim valorile pe care le avem și pentru asta îți mulțumim. La mulți ani nouă! Mulți ani înainte, vă urmărim cu drag. Vă doresc mult succes. ProTV, un sincer la mulți ani. Это очень большая дата, и я поздравляю всех профессионалов, которые работают в этой сфере. Trăiască ProTV-ul. Aventura noastră la 25 de ani de ProTV continuă, iar astăzi ajungem la origini. Purtăm ghie cu mândrie și aflăm istoria cămășii cu altiță.
pe cămașă să cunoște din ce județ e, dacă e domnișoară, dacă e căsătorită. Portul Popular este un adevărat univers de simboluri în care se reflectă tradițiile și valorile noastre. Astăzi facem o incursiune în istorie și vom cunoaște povestea ei la știrile de la ora 20. Mai mult divertisment, mai mult gust și emoții. În septembrie, cele mai tari show-uri televizate revin la Pro TV. Toamna aceasta aduce spectacol, povești, talente, comedie, oameni care schimbă destine și acțiune ca în filme. Așadar, de luni până duminică, Pro TV intră în casa ta cu tot de ce ai nevoie. Toamna a început la Pro TV Chișinău cu Seri Perfecte alături de anișoara Login. De luni până vineri, la ora 18, vei cunoaște oameni deosebiți și poveștile lor de viață. Aici trăiești toate emoțiile. O seară perfectă. Bucătarii amatori vor lupta pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de Masterchef România 2024. Show-ul va avea premiera pe 10 septembrie de la ora 21:00 și va fi difuzat în fiecare luni și marți. Ne-am pus pe gătit. Prinde gustul competiției. Explozie de arome, gusturi savoare, bună dispoziție și talente. Asta ne așteaptă noul sezon. Gusturile se discută în fiecare zi de sâmbătă, începând cu ora 21:00. Poftiți la distracție! Gusturile se discută! Scara B, superproducția de comedie care explorează viața cotidiană a vecinilor dintr-un bloc din București, va avea premiera pe 12 septembrie de la ora 22:00 în fiecare joi. Ești obraznic! Producătorul la Fierbinți prezintă Scara B. Doza de sănătate este asigurată de Vlada Mardar. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, ai sănătate numai la Pro TV Chișinău. Pentru o viață sănătoasă, ai nevoie de un ghid. Vlada Mardar îți arată cum să ai sănătate. Vocea României revine în cel de-al 12-lea sezon, iar antrenorii alături de prezentatorul Pavel Bartoș sunt pregătiți să dea muzica mai tare, începând cu 13 septembrie, în fiecare vineri de la ora 21:00. Toamna asta ai chef de spectacol. Visuri la cheie revine cu nou sezon în fiecare miercuri de la ora 22:00, începând cu 11 septembrie. Cu ocazia să arătăm că ne pasă și suntem gata de treabă. Directorii unora dintre cele mai importante companii din România vor renunța pentru câteva zile la funcțiile lor de conducere și se vor transforma total pentru a merge sub acoperire în propriile companii. Începând cu 12 septembrie, în fiecare joi de la ora 23:00, în noul sezon Șef sub acoperire. Ai chef să faci bine, ai chef de spectacol. În această toamnă, cele mai importante subiecte din viața socială și politică sunt discutate în profunzime cu Lorena Bogza în fiecare zi de joi de la ora 21:00. Lumea s-a schimbat și noi odată cu ea. Ceva însă a rămas și va rămâne întotdeauna la fel. Nevoia de a înțelege, setea de adevăr și Lorena Bogza, ghidul tău în profunzime. Iar 24 din 24, 7 zile din 7, continuăm să-ți aducem cele mai importante evenimente ale zilei la știrile Pro TV Chișinău. Continuăm cu alte știri. Republica Moldova va găzdui în următoarea perioadă vizita a trei premieri europeni. Primul va ajunge în țara noastră, Donald Tusk. Prim-ministrul Poloniei va veni mâine la Chișinău și va avea întrevederi cu prim-ministrul Dorin Recean și cu șefa statului Maia Sandu. Spre seară, cei doi premieri vor susține o conferință de presă comună. Primăria Capitalei anunță locuitorii că, în contextul vizitei, pe 4 și 5 septembrie, accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi restricționat. Mai exact, zone din centrul orașului și arterele care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău. În același timp, săptămâna viitoare sunt așteptați la Chișinău premierul Luxemburgului și cel al Greciei. La aproape două luni de la omorul din sectorul Râșcani al Capitalei, polițiștii anunță că asasinul se află încă în libertate. Acesta a fugit din țară la câteva ore după ce a comis omorul cu un microbuz de pe ruta Chișinău-Iași și este dat în căutare internațională. Criminalul a avut trei complici. Unul dintre ei, o femeie din Republica Moldova, a fost reținută ieri.
Criminalul a intrat în țara noastră pe data de 15 iunie prin aeroportul internațional Chișinău cu ruta Larnaca-Chișinău. Acesta a venit în țara noastră împreună cu un complice. Aceste două persoane au fost preluate de către o cetățeancă a Republicii Moldova, care este al treilea complice în procesul respectiv, cetățeanca Republicii Moldova, care conform analizelor făcute pe parcursul mersului urmăririi penale, s-a constatat că de fapt este și concubina complicelui numărul 1. La fel vreau să precizez că aceste două persoane, deci killerul și complicele numărul 1, anterior au mai fost pe teritoriul Republicii Moldova. Unul dintre complice i-a închiriat asasinului un apartament în sectorul Râșcani, în apropiere de locația unde a avut loc omorul, iar apoi a părăsit Republica Moldova pe data de 3 iulie. 4 zile mai târziu, în țară ajunge cel de-al doilea complice, care locuiește împreună cu asasinul în apartamentul închiriat. Pe 10 iulie, după comiterea omorului, acesta l-a lăsat pe criminal la Gara de Nord, iar ulterior a fugit și el din țară prin vama Leușeni-Albița. Potrivit autorităților, el s-ar afla în Germania. Killerul, la data de 10:07, orele 13:30, are loc îmbarcarea în rutiera care se deplasează spre Iași. La 16:25 a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin vama Sculeni. În aceeași zi, la orele 19:50, prin aeroportul din Iași, pleacă spre direcția Bermago. Viorel Cernăuțeanu susține că asasinul deținea acte de identitate falsă. Acesta se afla într-un conflict cu victima din anul 2009. Criminalul se află și acum în libertate, iar potrivit poliției este dat în căutare internațională de către Marea Britanie și Turcia pentru infracțiuni similare. Unul dintre complicii suspectului a fost prins în Marea Britanie pe data de 30 august și se află acum în arest. Ieri, în urma mai multor percheziții, a fost reținută și o moldoveancă, bănuită și ea că ar fi complice. Încă un cetățean care l-ar fi ajutat pe asasin se află în libertate. În toată această perioadă de timp au fost efectuate peste 150 de acțiuni de urmărit penal și măsuri speciale de investigație. Cu noi suntem siguri că cercul tuturor persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunii nu se limitează doar la aceste persoane. În continuare au urmat să aibă loc de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv în colaborare cu organele de drept a altor țări. Omorul a avut loc în dimineața zilei de 10 iulie, când cetățeanul turc se afla la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. Bărbatul împușcat era liderul unei grupări criminale care opera în Marea Britanie. Presa internațională a scris despre victimă că era liderul grupării Tottenham, ce se ocupa de comercializarea heroinei, acesta fiind anterior condamnat la 21 de ani de închisoare și dat în căutare pe canalele Interpol de către autoritățile din Turcia și Regatul Unit. Acesta nu a fost extradat din Moldova, deoarece a depus cerere de azil. Biroul Interpol din Republica Moldova are un nou șef. Este vorba despre fosta șefă a Direcției Cooperare Internațională și Integrare Europeană, AMAI, Gabriela Cristea. Aceasta îl va înlocui pe Viorel Țentu, vizat în dosarul de corupție prin care criminali periculoși erau ajutați să scape de urmărire internațională. Gabriela Cristea a fost numită de șeful Inspectoratului General al Poliției în funcția de șef al Biroului Interpol din Moldova. Până acum, Cristea, care este doctor în drept, a deținut funcția de șef al Direcției Cooperare Internațională și Integrare Europeană AMAI. Gabriela Cristea vine la șefia Biroului Interpol din Chișinău după ce fostul șef a fost reținut la începutul verii. Potrivit procurorilor anticorupție, Viorel Țentiu este vizat într-un dosar în care funcționari publici din Moldova ar fi luat mită ca să ajute criminali periculoși să scape de urmărire prin Interpol. Acesta pledează nevinovat. Acum, Țentiu se află în arest preventiv la domiciliu, iar investigațiile în acest dosar continuă, spun procurorii. Alexander Stoianoglu este primul candidat înregistrat oficial pentru alegerile prezidențiale de luna viitoare. Acesta a adus primul lista de semnături la CEC, iar membrii comisiei i-au aprobat candidatura. Se înregistrează domnul Alexandru Stoianoglu în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat de partidul politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. A fost înregistrat și simbolul electoral al candidatului Stoianoglu, care este simbolul Partidului Socialiștilor. În continuare, alte 12 grupuri de inițiativă colectează semnături în susținerea a 12 potențiali candidați la alegeri, cei care spinsă înregistrarea câtorva grupuri de inițiativă. Iar în așteptare mai este grupul lui Vasile Tarlev, care a depus o cerere repetată. Perioada pentru depunerea actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă a expirat. Acum are loc colectarea semnăturii.
alegătorilor în susținerea candidaților, care trebuie să fie între 15 și 25 de mii și care trebuie depuse la CEC până pe 20 septembrie, când începe campania electorală. Comisia le va analiza și va decide dacă îi înregistrează sau nu pe cei care vor să se înscrie în cursă. Scrutinul va avea loc pe data de 20 octombrie, în aceeași zi cu referendumul privind aderarea la UE. Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, a participat la Tiraspol la evenimentele dedicate zilei în care regiunea separatistă și-a autoproclamat independența față de restul teritoriului Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău condamnă aceste acțiuni. Nu e pentru prima dată când șefii misiunii diplomatice a Federației Ruse în Republica Moldova, dar și alți oficiali de la Moscova participă la astfel de evenimente. Din păcate, e o practică recurentă și păguboasă, care nu face decât să complice procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. Ambasada Federației Ruse la Chișinău nu a comentat de ce diplomatul a mers la Tiraspol. Pe 2 septembrie 1990, autoritățile separatiste de la Tiraspol, fiind susținute de armata A-14-a staționată ilegal în stânga Nistrului, au proclamat Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană. A urmat un conflict armat în care au murit aproape 300 de oameni. Problema transnistreană nu a fost soluționată nici până astăzi. Regimul de la Tiraspol rămâne nerecunoscut internațional, fiind susținut însă de Rusia. Mii de israelieni au protestat pentru a doua noapte la rând în marile orașe, revoltați că guvernul nu ia măsuri pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în fâșia Gaza. Premierul Israelului a venit cu un mesaj pentru protestatari. Ce le-a transmis, vă spunem imediat. Cel puțin 2 oameni au murit și 6 au fost răniți în urma unor atacuri cu rachete asupra orașelor Zaporojie și Dnipro din Ucraina. Forțele Kievului, la rândul lor, au lovit regiunea rusă Tveri cu drone. Pe front, cea mai gravă situație este în apropierea orașului Pokrovsk din Donetsk, pe care rușii încearcă să-l cucerească. Aseară, în jurul orei 23, trupele ruse au lovit regiunea Zaporojie. O femeie și fiul ei de 8 ani au murit după ce blocul unde locuiau a fost distrus. În Dnipro, o persoană a decedat, iar 6 au fost rănite după ce mai multe case, o grădiniță și câteva mașini au fost grav avariate sau incendiate de resturile de proiectile. Pe de altă parte, și în Rusia au fost observate mai multe drone care zburau spre aeroportul Migalovo din Tver. Sistemele de apărare antiaeriană și tiruri cu puști de asalt rusești au încercat să le doboare, dar resturile ar fi provocat pagube. Pe front, forțele ruse avansează în estul Ucrainei, a declarat președintele Vladimir Putin, în condițiile în care trupele Moscovei încearcă să spargă o linie defensivă ucraineană. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территорию не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a admis că situația este dificilă în estul țării, în special în apropierea orașului Pokrovsk, dar a afirmat că armata rusă nu a mai avansat în ultimele 2 zile. În ciuda unui mandat de arest emis pe numele său de către Curtea Penală Internațională, Vladimir Putin a ajuns în Mongolia, țară membră a CPI. Liderul rus a fost primit cu un covor roșu și gardă de onoare, iar atunci când a ajuns la Palatul de Stat din centrul capitalei Ulan-Bator, el a fost întâmpinat de fanfară și cavalerie. Nu există deocamdată niciun indiciu că Mongolia ar intenționa să-l aresteze pe Putin. Dacă nu o va face, Mongolia devine complice și probabil că va fi urmărită în justiție pentru inacțiunea sa, a explicat un expert juridic pentru Politico. Pentru a doua noapte la rând, mii de israelieni au protestat în marile orașe, revoltați că guvernul nu ia măsuri concrete pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în fâșia Gaza. Manifestațiile de amploare l-au obligat pe premierul Benjamin Netanyahu să reacționeze și a cerut iertare, dar a spus că nu va ceda în fața presiunilor.
Între timp, președintele american l-a criticat pe liderul israelian, iar Marea Britanie a anunțat că suspendă o parte din armamentul livrat Israelului. Israelienii au ieșit în număr mare pe străzile din Tel Aviv, Ierusalim și din alte orașe în semn de protest față de modul în care premierul gestionează războiul din Gaza și situația ostaticilor rămași în mâinile Hamas. Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. Furia a cuprins întreaga națiune după ce în weekend armata a recuperat 6 trupuri neînsuflețite dintr-un tunel din Rafah în sudul fâșiei Gaza. 2 femei și 4 bărbați au fost uciși de gardienii lor cu puțin timp înainte ca soldații israelieni să ajungă acolo. Shelo etznahu la'avi otam chazara b'chayim. Hayinu krovim, aval lo etzlachnu. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Are you planning to present a final hostage deal to the both sides this week? We're very close to that. Aseară, Joe Biden și Kamala Harris s-au întâlnit la Casa Albă cu mediatorii americani implicați în negocierile dintre Israel și Hamas. Detaliile din culise nu au fost făcute publice. Ceasefire talks have been grinding on for months without any breakthrough. Hamas wants guarantees of an end to the war and a full withdrawal of Israeli troops from Gaza. Netanyahu has not been ready to give in to those demands. Potrivit datelor biroului premierului israelian, numărul ostaticilor din Gaza se ridică în prezent la 101, dar 35 dintre aceștia sunt considerați morți. Acțiunile din ultimele două zile au fost organizate de unul dintre cele mai puternice sindicate din țară. La greve au participat nu doar șoferii, vatmanii și mecanicii de locomotivă din transportul public, ci și numeroși doctori care și-au anulat consultațiile și intervențiile chirurgicale. În plus, ieri pe principalul aeroport din Israel, decolările și aterizările au fost suspendate câteva ore. Reguli mai dure pentru bagajele de mână în avion pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană. De la începutul acestei luni intră în vigoare legea care permite transportul lichidelor doar în recipiente cu volum maxim de 100 de mililitri. Așadar, dacă duceți în bagajul de mână șampon, crema de protecție solară, gel de duș sau apă, acestea trebuie puse în recipiente mici și împachetate într-o singură pungă transparentă. Regulile pentru transportul lichidelor în bagajele de mână s-au înăsprit din nou pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană începând cu 1 septembrie. Toate recipientele mici cu lichide trebuie puse într-o pungă transparentă cu o capacitate de cel mult un litru. Nu face excepție nici apa. The maximum allowed size of individual liquid containers will be temporarily set to 100 milliliters. The Commission is not acting in relation to any new threat. Allow me to make that clear. But responding to a temporary technical issue. Excepții însă de la aceste reguli fac medicamentele, dar și mâncarea lichidă pentru bebeluși. Se pare că majoritatea pasagerilor sunt mulțumiți de noua măsură. El sistema de ahora de no tener que sacar líquidos y demás pues me facilita bastante la entrada al aeropuerto y puedo ir con 20 minutos menos de antelación, ¿no? I like the security of going through the checkpoint, so I don't mind it if it takes another 10 minutes. It's nice. Decizia Comisiei Europene a fost luată pentru a spori securitatea, susțin oficialii de la Bruxelles, și este una temporară. Practic, este vorba despre reconfigurarea tehnică a sistemelor pentru detectarea explozibililor la bagajele de mână. Când procedura se va termina, este posibil ca regulile să se relaxeze din nou. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!